Astăzi, în cartierul Dacia, a fost redeschisă filiala numărul 1 a Bibliotecii Județene, într-un spațiu modern, elegant, renovat în totalitate și dotat cu tehnologie IT. Este prima filială de cartier a Bibliotecii Județene, deschisă în anii 50 și în care, odată cu trecerea spațiului în administrarea Consiliului Județean, s-a putut investi în crearea unei adevărate oaze de liniște, primitoare specific doar universului cărților. Filiala are un profil enciclopedic și deține un fond de carte de 29.000 de volume. Filiala numărul 1 a Bibliotecii Județene, amplasată la parterul blocului numărul 41 de pe Bulevardul 22 Decembrie, în cartierul Dacia, este al cincilea spațiu al Bibliotecii Județene Ovid Însușeanu, renovat și modernizat în ultimii ani, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. La inaugurarea de astăzi au participat oficialități județene, dar și public interesat. Filiala numărul 1 a Bibliotecii Județene Ovid Însușeanu Hunedoara Deva, cu o înfățișoare elegantă, modernă, așa cum se cuvine să arate o bibliotecă a secolului 21, și-a redeschis astăzi porțile. Noua înfățișare a filialei este cu adevărat primitoare, cu toate facilitățile necesare pentru crearea unei atmosfere de liniște și concentrare în universul cărților. În spațiul renovat, totul a fost schimbat. Geamuri, uși, instalații electrice, sanitare, pardoseli, tavane, mobilierul de la biblionet, rafturile de la accesul liber și multe altele. Avem branșament la gaz, avem centrală termică proprie, avem branșament separat la apă rece de restul asociației de proprietari. Accesul gratuit la fondul de carte este un sprijin real pentru iubitorii de beletristică sau literatură de specialitate. Statisticile oficiale demonstrând că, din cauza prețurilor din ce în ce mai mari, tot mai puțini români își pot permite să cumpere cărți. Eu mă bucur că avem bani suficienți de la Consiliul Județean pentru a putea cumpăra cât mai multe cărți pentru comunitatea hunedoreană. Într-adevăr, este o problemă, cărțile sunt destul de scumpe, nu toată lumea își permite să cumpere cărți, dar iată, găsesc soluția de a veni la Biblioteca Județeană. Ofensiva culturală a Consiliului Județean se face simțită, iată, și prin investiții în modernizarea și dezvoltarea unor servicii, în pas cu secolul în care trăim, nu doar prin susținerea unor evenimente culturale. Felicit conducerea Bibliotecii Județene pentru faptul că în fiecare an ne surprinde. În același timp, Consiliul Județean ajută financiar pentru dezvoltare. Mă bucură faptul că aici, în cartierul Dacia, s-a deschis o nouă filială a bibliotecii. O filială care a fost renovată, a avut tot sprijinul Consiliului Județean pentru a face această investiție. După renovare și modernizare, cea mai veche filială a Bibliotecii Județene pune la dispoziția cititorilor un fond de carte de 29.000 de volume cu profil enciclopedic, precum și o rețea biblionet cu 10 calculatoare. Devenii nu au stat prea mult pe gânduri și au început să împrumute cărți chiar de astăzi. Ce carte ați închiriat? Am închiriat aceste jurăminte goale. Este o serie fantasy, că de regulă fantasy îmi place să citesc și abia aștept. Vă ajută noua filială că s-a deschis în cartierul Dacia? Da, este destul de aproape de casa mea. Doamna de aici este extrem de drăguță și mereu veneam cu plăcere și acum o să vin din nou. Chiar mă încântă foarte tare. Bine, biblionetul pentru nepoții dumneavoastră? Sigur că da. Mă duc acasă și am să le spun să vină aici dacă vor să facă o pauză între orele de învățat, ora de vine acasă, nu se mai odihnește, vine aici.